v-am regăsit. Suntem la rețeaua de idoli. Invitata de astăzi probabil că e foarte ușor de recunoscut. Nu-mi dau seama dacă lumea oprește pe stradă, nu știu dacă primește mesaje de la admiratori, habar n-am dacă cineva îi se adresează vreodată cu numele personajului pe care l-a făcut celebru. Eu pot să vă spun că o știu pe domnia sa de ceva vreme. Nu știu dacă își mai amintește faptul că la un moment dat, după ce terminase facultatea, ținea niște spectacole de Crăciun pe scena unei filarmonici. Așa e, doamnă, bună ziua! Bună ziua! Așa este, la Iași? La Iași. E firesc, că la mine universul e restrâns, da? La mine toate au început de la Iași. Da, și la mine cumva au început de la Iași. Iașul e orașul, așa-l consider eu, orașul meu. Nu Ploieștiul, unde m-am născut, ci Iașul. Acolo am petrecut 6 ani, unde s-au întâmplat lucruri importante, cele mai importante lucruri din viața mea s-au întâmplat la Iași. Și de câte ori mă duc acolo, și mă duc destul de des cu spectacole, e ca și când mă întorc acasă. Erați foarte tânără. Cred că a fost, ca să zic așa, momentul în care, plecată de la facultate, v-ați întâlnit prima dată cu o scenă mare. Da. Zic bine? Am fost repartizați la Suceava, un grup mare din promoția mea, unde se înființase atunci un teatru. Numai că ce vroiau ei nu a coincis cu ce a ieșit până la urmă. Și atunci domnul director Mircea Radu Iacoban ne-a luat la Iași. Când am venit la București, am venit la Teatrul Odeon, care este un național din Iași în miniatură. Și nu mi-a fost foarte grea trecerea, dar probabil că dacă aș fi fost la un alt teatru, ăsta, mai modern așa, probabil că ar fi fost un șoc. Cred că e foarte complicat să spui ceva despre Carmen Tănase care nu se știe, din lucrurile alea pe care vreți să le faceți publice. Cred că orice om are cumva ecranul dintre el și restul lumii, vrea să spună niște lucruri, le spune până la punctul la care se vrea desfăcut în bucăți. Apropo de asta, ați simțit că viața v-a desfăcut vreodată în bucăți ca să aveți ce pune la loc, să o luați de la capăt? Totdeauna a fost un prag peste care a trebuit să trec și să o iau de la zero. Că a fost mutarea într-o altă casă, că a fost o dramă în familia noastră și a trebuit să o iau de la zero, că a fost o schimbare de loc de muncă. Am avut momente multe când am luat-o de la zero. Uite, chiar acum, de curând, am început viața la țară și cumva am luat-o de la capăt. Nu chiar de la lingură, dar am luat-o de la capăt, da. Că am reînvățat să plantez flori, legume și așa mai departe, să mă ocup un pic de partea asta de care uitasem, nu? Fiind orășancă. Stați, sunt de departe, aproape de Târgoviște, dacă știu bine. La jumătatea drumului. N-aveți teama asta nebună că nu o să ajungeți? Că bate gongul? Și o să se întâmple ceva pe drum și sau plecați cu multă vreme înainte? Da, eu sunt de modă veche. Sunt semăn cu bunica mea, care pleca la gară, avea tren la 5 și pleca la 1. Și e sigur. Bine, bunica mea la 5 fără 5 se ducea la toaletă și pierdea trenul. Adică, dar nu, eu nu sunt în situația asta, nu, eu plec de vreme. Dar mi s-a mai întâmplat, adică s-a întâmplat chiar aici, jucam la sala Luceafăr unde suntem acum și am avut un accident. Și mic, dar a trebuit să stau, să tragem pe dreapta, să ne înțelegem, să așa și așa. Și am ajuns la fără 5. Ce a fost groaznic. Deci spuneți că de multe ori ați luat-o de la capăt, dar a existat în afară de teatru, în afară de scena asta care te transformă și, în fine, te lasă să fii cine vrei tu în spatele unui personaj, a existat și o constantă? Ce n-ați pierdut niciodată? Ce a rămas la fel? N-am pierdut niciodată, ba chiar am câștigat pe terenul ăsta, pe scenă. Nu mi-amintesc să fi pierdut vreodată, pentru că aici mă simt cel mai bine. Mai bine decât acasă, la mine. Bine, acasă nu prea am timp să stau. Da, și când am timp e foarte multă treabă, așa că aici, deși aici am treabă, eu aici mă relaxez, aici mă descoper, aici mă redescoper, aici îmi trec toate durerile fizice sau de alt fel, aici uit tot. Când bate gongul, apoi ele revin când lumina se stinge. Asta nu s-a schimbat niciodată și, bineînțeles, relația și dragostea pe care o am pentru fiul meu. Asta nu se va schimba niciodată. L-ați adus la teatru de când era mic? Da, el a crescut în teatru. El a crescut în Teatrul Odeon.
Și atunci îi se părea extrem de mare, pentru că el fiind mic... O minunată grădiniță de altfel, da. Ce jucărie da. Mai mare poți să închipui da. Decât acel acoperiș care se închide, se deschide pe o bijuterie de teatru. Da, da, da. Și el are și acum, la, e bărbat în toată firea, are amintiri de atunci, de când îl ținea, de exemplu, la repetiții la Au pus cătușe florilor, Hauswater îl ținea pe umeri. Pentru că el tot vroia înghețată, nu știu ce, și atunci ca să-l potolească, repeta cu el pe umeri și uita că l-are și Tudor se ținea de părul lui și așa mai departe. Da, sunt pentru el, așa ca și copil, universul lui a fost teatru. A și făcut cumva profesia asta, adică a învățat despre asta, film, nu teatru. Acum a renunțat la ea. Ce face? Pictează. Pictează? Da. Aveți o agendă groasă? Pe da. Care o țineți așa, un caiet în ăla cu foi pe care... Da, nu e o agendă groasă, e o agendă subțire ca să pot să o țin în geantă, unde am jumătate de casă. Deci este subțire, dar e plină. Mulțumesc lui Dumnezeu, e plină. Cum ar fi să nu fie pagini pline? Adică cât de mare e spaima când nu mai sună telefonul și că nu mai are nimeni nevoie de tine? A fost groaznic atunci când n-am mai putut juca, când ni s-a interzis să jucăm. Pentru mine a fost o dramă, realmente, pentru că eu n-am mai văzut capătul. Eu am fost convinsă că nu vom mai juca niciodată. Nu sunt un om care smulge părul din cap, că sunt destul de echilibrat așa, dar eram tristă, foarte tristă. Adică nu vedeam mai departe, nu îmi imaginam. Cumva eu proiectez mai departe și nu mai vedeam. Ce se va întâmpla, cum se va întâmpla, dacă noi vom mai urca vreodată pe scenă, dar ca atare după ce, după două luni sau trei luni, nu mai știu, când am avut voie să urcăm pe scenă, așa cu puțin oameni cum erau, am avut niște emoții, cred că nici prima dată n-am avut asemenea emoții. Am avut senzația că nu mai știu ce să fac cu mâinile, că nu mai știu cât de tare să dozez vocea, că parcă eram la începutul începutului, așa foarte, foarte emoționat am fost, dar și publicul a fost emoționat, am văzut la sfârșit. De câte ori v-a salvat umorul? Că mi se pare că apelați la el așa de natural. De fiecare dată, practic. De fiecare dată găsești ceva de joacă. Eu găsesc ceva de joacă și când sunt extrem, extrem de supărată și de afectată de ceva, găsesc ceva, văd ceva, un om, o chestie, un caragios pe stradă, o ceva și găsesc ceva de joacă imediat. Povestiți-mi puțin despre Olga Tudorache. Mi s-a părut că nimeni nu poate fi ca ea. Ea putea sta într-un colț pe scenă să nu spună nimic, pentru că o visai după aia toată noaptea. E ciudat că în ultima vreme am tot vorbit despre Olga. Serios? Da. Și uite, acum reluăm un spectacol tot independent, care a fost la Metropolis și negru și alb și gri a fost el, acum se va chema Genul acuzativ. Și de acolo am venit aici, unde suntem trei studenți ai Olgăi. Eu cred că îi fi făcut eu ceva în altă viață de... Am reușit să nimerez la Olga pur și simplu dintr-o întâmplare și să-mi fie profesoara mea și cumva a doua mea mamă, căci așa era relația noastră, că altfel nu-mi explic acest noroc. Olga era un copil mare... Deși părea cel mai sever da, educator. Ea a avut mare noroc pentru că era o ființă extraordinar de sensibilă și de emotivă și Dumnezeu i-a dat carcasa aia, așa cum probabil se întâmplă la arici. Aricilor le-a dat Dumnezeu țepii pentru că ei sunt extrem de fragili pe dinăuntru. Ei sunt niște juricei mici așa și dacă n-ar fi avut țepe aia, ar fi fost terminați. Așa a fost și la Olga. Un cactus, da, florea din când în când, când se aprindeau reflectoarele. Odată ce o cunoșteai, acolo rămâneai lipit. Nu mai aveai cum să pleci vreodată. Olga e o persoană care rămâne în viața ta însemnată cu roșu, cu fierul roșu. Am învățat imens de la ea, doar uitându-mă la ea. Nu trebuia să-mi spună nimic, pentru că înțelegeam tot. O actriță uriașă, ne duceam... Și o vedeam la fiecare spectacol. Când avea seara spectacol, noi plecam de la școală și ne duceam, știam toate spectacolele ei pe din afară. Și cumva, cred că am învățat meseria așa, văzând cum face Olga. Eu veneam acasă și încercam și eu să fac ea, să vedem eu pomă, cum a făcut momentul ăla, cum
Păi avea extraordinar de mult umor în viață. Noi am făcut vacanțe, cam toate vacanțele le-am făcut împreună la mare. Am jucat din anul 2 de facultate, am jucat împreună la Teatru Mic. Ne-a luat pe mine și pe Radu Duda și am jucat cu ea. Era o extraordinară onoare la vremea aia, nu? Era ca acum că joacă toată lumea din anul 1. Atunci nu, studenții nu jucau. Le era frică oamenilor de ea? Da, le era frică pentru că avea morga asta, dar odată ce o cunoșteai, îți dai seama că e un om extrem de... Era ca un copil, efectiv ca un copil, adică dacă te repezeai un pic, plângea și plângea ca un copil, îi tremura bărbița. Olga Tudorache. Da, da. Despre ea vorbim. Despre ea, da. Decât ai turui acolo, mai bine îi pune și tu cât o dulceț. Ih, dulceț? Eu nu ești servitor să pui la tine dulceț. Dacă doriți dulceț, sunați la zanfir să pui la foi dulceț, făructe alte. Welche sich einbildet, dass ich eine Dienstmädchen bin. Dar când ați intrat la institut, n-ați fost un copil care ați crescut cu obsesia că trebuie să deveniți actor? Nu, eu am vrut altceva. Eu am vrut să mă fac medic veterinar sau inginer zootehnist. N-am vrut să mă fac actriță. Asta mi-am dorit eu pentru că sunt bolnavă cu animalele. Deja e boală, nu mai e... În continuare? Da. Și stau și la țară. Deci, câte aveți? Să nu ne imagini. Lăsați. Să trecem peste. Câți căței? Tot satul. Practic. Pentru că îi hrănim pe toți, și eu și fiimiu. Ah, e bine, s-a transmis. Portbagajul mașinii este murdar și înțesat de mâncare, boabe, conserve și așa. Și tot satul, sunt puncte unde ne oprim și îi vin. Adică știu motorul mașinii. Am avut de curând o altă mașină, mi-a dat un prieten o mașină pentru că a mea era în service și nu știau motorul. Și puteam să trec liniștită, dar nu mă lăsa inima să trec. Și ați venit la institut, ați intrat. Am intrat de a doua oară. Erau, nu știu câți, 400 de candidați pe un loc, ceva așa. Și cum erau distribuiți acești tineri din anul întâi și luau profesorii care urmau să ia an? Adică și alegeau după cum li se părea că i s-ar potrivi tipologia? Erau două profesoare, știam unde... Adică știam că voi nimeri ori la doamna Olga Tudorache, ori la doamna Sandamanu. Dânsele luau clasă. Era bine oriunde. Era bine oriunde, bineînțeles. Și ne-au adunat pe toți în prima zi de școală și ne-au pus să mai spunem odată ceva din repertoriu ca să-și amintească. Pentru că, na, la atâția mii de candidați... Cu ce v-ați pregătit? Ce am prezentat eu? Vis, un bocet popular, un cântec, o poezie patriotică cu cântec, cu chitara, și o povestire de Șucșin și monologul Ioana Darc, dar nu mai știu erau ce autor. Erau anii 80. Erau anii 80, da. Da. Da, și ați avut un repertoriu destul de progresist, ar spune, în afară de zona patriotică care trebuia bifată. Am adică avut un repertoriu pe care l-am ales, adică mi l-a ales Olga Delia Mateescu, cu care m-am pregătit. Practic l-am ales, de fapt, ea zice că l-am ales împreună, dar eu vă spun că l-a ales ea pentru mine. Ioana Darc nu mi se potrivea de nicio culoare, dar a zis totuși trebuie să arătăm și o altă față, să fie un contraamploar. Ceva fragil. Și era foarte prost Ioana Darc, din câte mi-aduc eu aminte. Foarte, foarte prost, dar la această întâlnire... Nu, dar erați foarte frumoasă. Nu părea că aveți nevoie să fiți salvată. Sincer, niciodată nu mi s-a părut că aveți nevoie să fiți salvată. Întotdeauna mi s-a părut că sunteți un om foarte puternic. Nu știu dacă așa e, dar... Da, de nevoie... Frumoasă și puternică. Încă de mică, dar așa eram, eram o fată foarte interesantă. Extraordinar de slabă și cu coșuri pe față. Deci și cu niște ochi mari cât două farfurii de cer. Da, erați. Da, mă rog, dar eu am intrat ultima. Să ne înțelegem, după mine s-a tras linie. Și apoi domnul maestru Cotescu mi-a și povestit cum a fost. Era bătaia între mine și Roxana Ionescu, Miriam Gutman, de la Evreiesc Acum. Și maestru Cotescu a avut ultimul cuvânt și a zis să intre aia lungă și slabă și pe aia mică și mai dodoloață o băgăm anul următor, că e foarte bună și aia. Și așa am intrat eu. Așa am intrat în anul ăla. Și Roxana, într-adevăr, a intrat un an după. Și
prima dată când începea orele cu Olga Tudorache, deci când v-a adunat prima dată, v-a ales, da? I-o fi plăcut Ioana Darc, zic. Nu i-a plăcut nimic, că eu n-am mai știut nimic, să spun, pentru că eu uitasem tot. Pentru că eu am învățat pentru examen și când am intrat s-a șters tot. Și când am venit acolo și am văzut că trebuie să spunem din nou, m-a luat panica. Dar n-aveam ce să fac, mi-a venit rândul și am început ceva, am uitat, am început și altceva, am uitat, am început și altceva, am uitat. Și ele mi-au zis amândouă, bine, drăguță, du-te la loc. Și apoi a fost discuția între ele, pe care am aflat-o de la Olga mai târziu, mult mai târziu. Și a fost așa, doamna Sanda a zis, când s-a ajuns la mine, a zis, bă, eu pe asta n-aș lua-o. Ia-o tu. Și Olga, ce faci-o, iei tu? Și Olga a zis, păi, dacă nu iei tu, ce să facem, că doar nu o să rămână pe stradă, nu trebuie să o ia cineva, o iau eu. Și a zis Olga, mă, asta ori e genială, ori e tâmpită. Hai să vedem, o iau eu, să vedem ce facem. Și așa am ajuns eu la Olga. Și la prima oră, când profesorul se uita în ochii celor 8 pe care trebuia să-i țină, câți ani erau facultatea? 4 ani? Da, 4 ani. 4 ani, să-i țină în frâu și să le dea aripi. Cum a fost? Ce spunea Olga Tudorache când își vedea pentru prima dată studenții? Păi, studenții ăștia. Ei, în afară de mine, ceilalți se cunoșteau, pentru că erau în principiu bucureșteni și se mai întâlniseră pe la examene. Că, cred că unul singur a intrat de prima dată, în rest ceilalți erau așa, veterani. Și eu nu cunoșteam pe nimeni. Deci ei vorbeau între ei, aveau glume. Cu mine nu vorbeau nimeni. Cine erau ceilalți 7? Radu, era din Iași, Radu. Dar Radu era foarte prietenos și imediat a intrat în gașcă. Radu, Bogdan Gheorghiu, care e acum în America, Marina Procopie, care nu mai e printre noi, Mihai Verbischi, Carmen Ciorcilă și Patricia Grigoriu și Dan Bădărău, care e coleg cu mine la Odeon. Și Patricia nici ea nu mai e printre noi, din păcate. Dar ei se știau, na, erau bucureșteni, eu mai din provincie, așa, mai așa. De la Ploiești. Și cu mine nu vorbea nimeni. O provincie apropiată. Da, da, nu vorbea nimeni, că nu cunoșteam pe nimeni, eram mai retras așa. Și la un moment dat așteptam, mi-aduc aminte perfect, eram la Teatrul Național, acolo aveam clasa de actorie, la etajul 1, unde este opereta, sala de la, fosta operetă de la Teatrul Național. Și ne uitam pe, erau niște geamuri, sunt și acum, niște geamuri mari, așa, care dau spre Inter. Și ne uitam pe geam și la un moment dat cineva a zis, vine! Și am văzut-o pe doamna Olga venind dinspre Batiște, așa, venea prin parcarea de acum, de la Teatrul Național din față, de la Inter, de acolo. Dom'le, și venea, avea o fustă largă în carouri, a ajuns la mine fusta aia la un moment dat, largă așa de un material ca o pătură, că deja era toamnă, era octombrie, nu mai știu cât era, în carouri mari, cu o maletă neagră, cu părul cărunt, nu era albă încă, era cărunțit așa, și venea de ziceai că trage după ea intercontinentalul, adică așa pe așa. Doamne, și-am zis, Doamne Dumnezeule, deci începem acum. A intrat cu morgă, noi știam de la ceilalți care terminaseră ce haioasă e, ce, mă rog, și avea niște vorbe, nu pot să le spun la televizor, dar și tot așteptam momentele alea. Și ele nu mai veneau, deci primul curs a fost foarte serioasă. Al doilea curs a fost foarte serioasă și al treilea curs a enervat-o cineva și mă rog. A început. Și am zis, așa da, în sfârșit, așa da. Nu mai știu ce făceam, ce ne punea să facem improvizații, ne punea la început să facem ca toate animalele pe acolo, să ne prefacem că suntem șerpi, să sâsâim, să nu știu ce, tot felul de exerciții făceam. Da, declanșatorul care a fost, că la un moment dat sunt sigură că ați început să stăpâniți ceva. Să vi se pare că da, e locul dumneavoastră acolo. Da, știu că m-a remarcat de câteva ori la exercițiile de improvizație și m-a lăudat și pe mine, ceea ce a fost extraordinar. Și apoi, când am început cu vorbe, am avut de făcut dramatizări după ceva ce ne place nouă și i-a plăcut mult dramatizarea mea și m-a lăudat foarte tare.
Era din Pânza de Păianjen, de ce la Serghi, dramatizarea mea. Și i-a plăcut foarte mult. Adică că n-am mers pe căi bătute. Și eu m-am dus acasă plutind pe deasupra mașinilor, așa de fericire, și i-am dat tati telefon și i-am spus să știi că m-a lăudat doamna Olga. Da, eu te înțeleg. Știu cum e să vrei să fii bogat. Uitați-vă la mine. Când eram de vârsta voastră, am plecat de acasă să fac bani, dar eu n-am început așa pe trei parale ca ea. Eu am intrat direct în barg, acolo se făceau banii. Și urma să mă îmbogățesc rapid. Mi-o făgăduise Johnny. Dracu, Johnny! Cum era tata? Tatăl meu? Tatăl meu era cel mai extraordinar bărbat care a existat pe pământul ăsta. Și frumos, și deștept, și cu umor, și cu sex appeal, și cu orice. Practic, bărbatul vieții mele a fost tata. Și prietenul meu, deși corecțiile de la tata le-am luat, dar le-am luat de fiecare dată pe drept și nu m-am supărat niciodată. Și dacă știu și am niște principii din copilărie cu care probabil voi muri, sunt principiile învățate de la tata, de la care nu abdic pentru nimic în lume. Sigur că au fost și câteva pe care le-am încălcat, că așa a fost viața și n-am avut încotro, dar... Normal că vreau să știu care sunt cele mai importante, presupun. Disciplina, că sunt... în primul rând, la muncă. Disciplina, pentru că el mereu zicea, să știi că talentul, știi cum zboară? Uite așa, zboară. Și nu mai ai ce să mai faci cu el. Dacă nu ești disciplinată, dacă nu ești ceas, dacă nu e armată meseria pentru tine, n-ai făcut nimic. Și acum am fost foarte surprinsă într-o zi când fiul îmi reproșa ceva și mi-a zis: băi, dar de ce, pe cât ești tu de stai, cum mi-a zis, soldat în profesia ta, pe atât ești de zăpăugă în casă. De ce nu ești în casă la fel? Cât de mult contează publicul? Enorm. Nu există fără el. Adică este măria sa, regele meu. Vă uitați în ochii cuiva când nu jucați? Nu, niciodată în timpul spectacolului, nu-i văd. Nu. Cum reușiți? Ei sunt totuși acolo, la un moment dat. Bine, sunt, de exemplu, teorii din astea de comunicare care îți spun, fixează-ți unul din mulțime, da? Fă-ți-l pe ăla interlocutor, complice. Gândește-te că e bunica care te iubește orice îi face. Nu, dar n-am nevoie de asta. Avem un spectacol care se joacă și aici la Luceafărul, care se numește Ce avem noi aici. Este scris și regizat de Lia Bugnar și e un text excepțional, unde eu trebuie să mă uit în sală, dar eu mă uit în sală de nu văd nimic. Eu văd sigur că văd niște capete, așa, niște siluete și atât. Și oamenii zic: dar tu te-ai uitat la mine, nu? Nu, continu. Eu nu văd absolut nimic. În primul rând că am lumina din față, deci nu văd. Dar sigur că aș putea să mă uit în primele rânduri. Nu mă uit niciodată. Iarăși a fost un exercițiu învățat de la Olga. Ai un perete imaginar în față și vreau să văd că privirea ta se oprește în peretele ăla, nu se duce mai departe. Era foarte greu de făcut acest exercițiu. Dar l-am învățat. Tocmai pentru asta. Nu ai treabă cu publicul. Publicul a venit să vadă o poveste. A, când e un spectacol interactiv, asta e altceva, se montează cumva așa ca să ai treabă cu publicul. Dar alminter nu. Ce nu se poate învăța? În meseria asta? Da. Ce nu se poate învăța? Există ceva ce nu se poate învăța? Nu se poate învăța talentul. Bine, asta știm. Atât. Îl ai sau nu-l ai? Da, poți să faci și fără talent. Avem exemple. Avem exemple, da. Da, poți să faci colărește, premiantă. Da, poți chiar să faci. Și poți chiar să te iubească lumea, pentru că pretențiile au scăzut din punctul ăsta de vedere. Și în principiu, așa, cu mici excepții, oamenii se bucură dacă te văd pe ecran și apoi te văd pe stradă, își fac o poză cu tine. E cumva ca poza cu Camila de la Mare pe vremea mea. Își fac în continuare, da?
Da, sigur că își fac în continuare. Și sigur că vezi, adică eu văd că oamenii apreciază. Dar așa cum își fac poză cu mine, își fac și cu X. Nu vreau să dau niciun nume. Dar știți ce se întâmplă? Eu cred că abordarea celor pe care îi aveți în față e câteodată defectă. Pentru că de mult nu mai sunteți Flăcărica, da? Din acel celebru serial Inimă de Țigan. Eu cred că sunteți chiar Carmen Tănase. Și dacă oamenii vă opresc acum pentru că vor o poză, nu e pentru că ați fost acel personaj. Sau că generația aceea are altă treabă, nu prea mai face poze pe stradă. Să știți că... Credeți că trăiți cu această etichetă? Da, dar nu, pe mine nu mă deranjează. Știu, dar... Da, deloc, dar vreau să spun că sunt acum copii, eu am pățit eu chestia asta unde stă fiul acolo la colțul străzii, un copil mic, cred că n-avea mai mult de 4 ani. Mic, cu mucii lumânări la nas, care stricat așa mi-a zis Flăcărica și a zis: Doamne, păzește, dar tu de unde știi, măi, copile, măi? Și m-a venit maică-sa și mi-a zis: păi noi ne uităm pe YouTube și el știe toate replicile. Deci el se și dă în reluare. De ani și ani, de 15 ani, el se dă în reluare și acum este pe post. Plus că este YouTube-ul, plus că este TikTok-ul plin și s-au făcut meme-uri, s-au făcut... Bine, noi am fost și sonerie de telefon, adică am fost și coperți de caiete, am avut mai multe. Asta înseamnă să fii idol. Da. Dacă nu exista acest titlu, rețeaua de idol trebuia să le inventăm după asta. Cred că a fost frumoasă perioada aia, adică se făceau telenovele cu niște actori imenși. Da, a fost foarte frumoasă perioada aia. Ăia au fost niște ani extraordinar de veseli, pentru că noi râdeam la nebunie acolo la filmări. Se improviza foarte mult sau se scria textul pe loc, și noi trebuia să-l învățăm în timp ce el se scria, pentru că nu aveam 30 de secvențe pe zi uneori, nu aveam timp. Și râdeam până leșinam. Mi-aduc aminte că au fost niște momente când nu se putea filma, pentru că băieților de la camerele tremurau camerele de râs. După ce a ieșit serialul la public și am ieșit pe stradă și am văzut, noi ne-a șocat impactul ăla pe care l-a avut. M-am gândit că o să fie succes, pentru că întotdeauna ceva exotic are succes. Dar nu ne-am imaginat că va avea un asemenea succes, adică va scrie istorie niciodată. Aveți succes, ca să zic așa, și la șatră? Da, eu n-am probleme. La Paris au venit niște conaționale și ne-au zis dacă e ceva la noi, că noi rezolvăm și vă dăm înapoi. Adică... mai mult de atât, ce mai puteați cere? Apropo de Paris și apropo de cum s-au schimbat vremurile, stați mare parte din viață pe drumuri, pentru că faceți turnee teribil de multe și aveți aceste spectacole independente pe care le duceți la public oriunde în România. Cum e viața asta de saltimbanc? Nu am putea să trăim fără asta. Suntem cu șatra, noi. Exact așa, suntem cu cortul. Eu dacă n-am drumurile alea lungi în care să mă doară spatele decât stau în mașină în fund sau să întind picioarele, eu nu sunt în regulă. Nu mă simt în regulă. Și sunt niște locuri foarte încărcate pozitiv, cel puțin pentru mine. Unul este ăsta unde suntem acum, unde eu mă simt ca acasă. Adică eu aș putea oricând să mă mut aici, de exemplu. Nu văd viața fără locurile astea, fără oameni ăștia, nu mi-o imaginez. Cum e publicul din provincie? Mult mai dornic și mai entuziast decât publicul din București, care are la dispoziție nenumărate opțiuni. Nu, acolo când vine un spectacol este eveniment și lumea vine și se bucură mult mai tare decât se bucură cei din București. Ne însemnând că oamenii din București nu se bucură, dar acolo e un pic, entuziasmul e un pic mai mare. În provincie se joacă pe tot felul de scene improvizate, în tot felul de spații. Te schimbă în vreun fel faptul că joci undeva unde te gândești că orice aș face, oricum mă aplaudă? Nu, uitați că eu vin totuși dintr-o epocă în care jucam într-un ger oriunde, într-un ger... Ați prins sigur că da, de... obligativitatea de a juca sigur, la țară. Sigur, dar nu era căldură. Nu era și lumea venea la teatru și stătea cu
căciula în cap și cu haina și cu mănușile în mâini și când aplaudau, aplauzele erau așa estompate de mănuși și îngheța apa în pahar, de exemplu. Mi-ați spus că sunteți un om organizat și că vă proiectați. Pe scenă. Da? Doar pe scenă? Da. Uh-huh. În viață sunt total dezorganizat. Haos? Haos total. Gătiți? Am gătit, nu mai am timp să gătesc. Dar de gătit știu să gătesc. Vă place? Dacă am vreme, dacă am timp, dacă pot să mă desfășor în bucătărie, dacă am odihnă în cap să pot să și inventez, da, dar așa pe grabă nu. Ce slăbiciune aveți? Animalele. Animalele sunt marea mea slăbiciune, adică aici mă încui și sigur că cea mai mare slăbiciune a mea este e Tudor. Copilul, da. Absolut. Tot timpul ați avut slăbiciunea asta pentru animale? Aveați când erați da. Copii în casă? Când m-am născut, am o poză cu mine în pătuț, foarte mică, bebeluș mic, cu... Avea maică-mea un pechinez, bunica-mea, de fapt, avea un pechinez care dormea pe gâtul meu, așa, ca un guler. La un moment dat ar trebui să mă opresc, că nu pot să ajut toate animalele de pe lumea asta sau din țara asta și cu toate astea nu mă pot abține. Cum e un actor ca dumneavoastră, un om cu personalitate, care a văzut multe, care a citit, în relație cu un regizor pe care nu-l înțelege și pentru care, de fapt, n-ar juca? S-a întâmplat de vreo două ori în viața mea. Mă descurc singură. Mă descurc. Adică propun soluții și se zice, a, da, foarte bine. Și nu sunt convinsă că sunt cele mai bune, dar cumva mă descurc. Da, ați întâlnit și regizorul care a scos din dumneavoastră da. Ce nu știați că aveți de dat? Da, da, absolut. Absolut. Și mulți. Nu ați așa. Vorbit de Alexandra Housewater puțin mai devreme. Housewater în 90, dar au fost și înainte. A fost Nicoleta Toia de la Iași cu care am lucrat extraordinar. Nu mai e nici ea printre noi. Nici nu vreau să dau nume pentru că nu vreau să uit pe cineva și apoi să-mi pară rău sau să se supere, dar sunt și în momentul ăsta oameni cu care lucrez în clipa asta, oameni cu care lucrez și care îmi plac foarte. Îmi place modul de lucru, mie îmi place modul de lucru clasic, mie îmi place să desfaci un personaj, să-l înțelegi. Ce înseamnă asta? Că umanizezi. Noi suntem niște novici, niște laici, noi nu știm ce e asta. Cum e prima lectura unui text? Prima lectură a unui text e prima lectură. Citim textul și facem... Stați la o masă cu toții. Stăm la masă cu toții și luăm contact cu piesa. Apoi, regizorul începe să lucreze, să taie, să înlocuiască, nu să înlocuiască, să schimbe, că poate mai logic este dacă punem replica asta aici și nu unde este și o mutăm pe aici. Și să-l facă logic. Asta face, de exemplu, domnul Colceag în spectacolul pe care îl facem aici, la Luceafărul, și pe care îl ador pentru felul în care știe să lucreze textul, astfel încât el devine foarte logic și foarte ușor de învățat. Apoi sunt regizori care lucrează foarte mult pe... amănunte și amănuntele astea mici fac întregul personajului. Cum te uiți, cum te uiți în jos, cum te scarpini. De-aia iubesc acești regizori care sunt atenți la detaliile astea, pentru că așa pot să construiesc pas cu pas, că așa eu pot să joc, mă joc pe mine oricând. Și e logic ce spun și poate să râdă lumea, dar mă joc pe mine, nu joc un personaj. Oamenii care construiesc un personaj, ăia sunt cei mai dragi. Asta e școala veche, școala Stanislavski, care văd că e din ce în ce mai nefrecventată acum. Din păcate. Vieret! Șterge-o! Ia ascultă, Germain. Angelina e și așa destul de necăjită, așa că hai să nu ne mai certăm. Am venit și eu să vă văd și să lipesc timbre, ce dracu, că doar nu-s leproasă. Dacă vrei, de mâine nu mai pun piciorul în casa asta. Dar acum nu poți să o las pe Angelin singură. Dacă vrei, poți să te duci, Pieret. E, uite, nu mă duc. Rămân. Bine, atunci o să plec eu. Mie îmi place teatru cu oameni. Mie îmi place arta cu oameni. Mie îmi place filmul cu oameni. Mie nu-mi place filmul cu avataruri. Și cu efecte nu știu de care. Nu-mi place. Nu mă uit. Când era filmul mic, mă ducea cu Sila la... astea, stăpânul inelelor, nu știu ce, și eu dormeam în sală.
dormeam sau îmi găseam ceva de făcut sau citeam la lanternă sau ceva, pentru că mă enervează efectele speciale. Eu vreau să văd pomul pom, casa casă sau, mă rog, în studio cum e construit decorul, dar nu vreau să văd alea care zboară și așa, că nu mă interesează, dar deloc nu mă interesează. V-ați translat vreodată în ipostaza unei mari vedete? Nu. Nu v-ați gândit că v-ar fi plăcut să vă nașteți în limba engleză să vă înțeleagă toată lumea? Nu. Și nici nu n-am avut niciodată dorințe de-astea să ajung la Hollywood sau... Uh-huh. Nu. În curând mă duc la o întâlnire cu Al Pacino, la Londra, care este unul din... Adică, iar actorul meu preferat a fost Anthony Quinn și apoi a rămas Al Pacino. Și mă duc eu întâlnire cu publicul, adică nu joacă ceva, pur și simplu plătești un bilet și el stă pe scenă și vorbește cu oamenii. Și sigur că o să mă uit la el ca la soare, adică nu-l consider colegul. E clar că el e acolo și eu sunt aici, dar eu mă simt ok aici, adică n-am vrut niciodată să ajung acolo. Nu mi-am dorit. Acum că ați povestit asta, îmi dau seama că... Poate că ați ajuns la momentul la care ați început să faceți mici bucurii. Ați povestit la un moment dat că sunteți desăvârșit pierdută în a-i face pe alții fericiți, da? Că ați trimis-o pe mama, de exemplu, că își dorea să vadă un concert la Opera din Viena sau la Filarmonica din Viena. Concertul de Crăciun. Concertul de Crăciun. Și ați luat bilet și ați trimis-o doar pe ea, că n-ați putut și dumneavoastră. Nu, n-aveam cum, că eu filmam. N-aveam cum să... Și știu că și-a dorit foarte mult și a trimis-o acolo. I-am dat și o capă de vizon, s-a dus. Era elegantă, era nenorocire ce era acolo cu ea. Cum s-a întors? Foarte fericită. Mi-a povestit cum a fost. Dar tata i-ați apucat să-i faceți bucurii din astea, ca de la vedetă la părinte? Nu, numai el mi-a făcut mie. Nu, n-am apucat. Pe tata l-ați pierdut când? Când aveam 26 de ani. A apucat să vă vadă jucând? Da, sigur că da. S-a întâmplat așa, eram într-un turneu cu Fluturi Fluturi, cu doamna Olga Tudorache, și am avut turneu mai lung, am jucat la Ploiești, tata a fost la spectacol, a fost foarte mândru, apoi am fost acasă cu toții la masă la mine și apoi am plecat la Brașov și duminică el a murit și nu mi-au spus că aveam spectacol și am aflat luni. Da, a fost groaznic, dar el m-a văzut și a fost foarte mândru de mine așa în vinerea aia înainte de a se duce. Da, a murit foarte brusc așa, foarte. Mi s-a dărâmat o lume când s-a dus tata, pentru că era sprijinul meu în toate. Eu nici n-aveam nevoie de dicționar, eu n-am avut nevoie de dicționar în viața mea, pentru că eu îl întrebam pe tata, asta ce înseamnă? Tot știa. Ce era strălucitor. Ce profesie a avut? Tatăl meu era cibernetician în ultima perioadă a vieții lui. Abia venise la noi treaba aia cu calculatoarele și erau alea mari Felix, ce cu 256. Cartele. 256. Da, cu cartelele alea găurite așa. Și da, el conducea centrul de calcul de la Ploiești, dar el a fost multe. Cred că și la actorie a dat și a intrat, dar nu s-a dus. Apoi a făcut câțiva ani de drept, nu i-a plăcut. Apoi a făcut un fel de ase, că era economist. Da. Era o figură, tata. Mare figură. Ați mai avut frați, surori, aveți? Nu. Oul lui de aur. Da, cam așa. Și ați simțit asta mereu? Adică vă arăta? Da, era evident că e așa, deși el era, când era să fie sever, era sever. Adică nu se juca. Tocmai ca să ies cum trebuie. De-aia nici nu m-am supărat vreodată, pentru că făceam și eu destul de multe rele. Eram foarte băiețoaică așa când eram copil. Mințeam, derupeam pământul. Și cu notele și cu alea mințeam. Și când mă prindea, da, saluta. Aia e, mă prindea. Eu știam că la un moment dat o să mă prindă și mi-asumam chestia asta. Nu e, dar eram... n-am fost un copil cu minte. N-am fost un copil ușor de stăpânit. Când ați devenit altcineva? N-am devenit altcineva niciodată, că nu sunt ușor de stăpânit nici acum și nu o să fiu niciodată. Am gură mare, dacă am ceva de zis, zic. Uneori nu ar trebui, adică ar trebui să fiu un pic mai diplomată, dar nu sunt. Prefer să
fiu mai cinstit așa decât mai diplomată, nu știu, așa mi se pare mie. Nu m-am schimbat așa prea mult. Sigur că nu mai mint, că na, atunci mințeam cu notele și cu alea, dar acum nu mai mint, că nu mai are niciun sens. Aveți o meserie la care nici nu poți să minți. N-ai aici cum ori să merge, minți. Ori nu merge. N-ai da, cum. Și nu. Dar nu erau, erau minciuni de alea. Na, ascundeam carnetul de note, ziceam că l-am pierdut la modul sigur ăsta. Era pierdut, adică. Da, l-am pierdut, nu știu unde e. Cum ați gestionat anii care trec? Nu i-am gestionat în niciun fel, eu nici nu-i simt. Adică uneori îmi vine să fac lucruri și apoi îmi dau seama, băi, stai că asta nu se mai face, că eu totuși sunt, am 62 de ani, adică... Mulțumesc, adică, mulțumesc la fel. Mie îmi vine să mă duc la club, adică eu m-aș duce la club, eu aș dansa la club, dacă... După aia stau să mă uit puțin în oglindă și zic, bă, râd copiii aia de mine pe acolo. Dar nu scârție nimic? Adică scârție, nu, multe. Nu obosiți mai repede? Nu v-ați plictisit? Nu, de obosit nu obosesc. Da, mai scârție. Dar nu bag în seamă că nici n-am timp să bag în seamă. Cum e băiatul dumneavoastră, vă seamănă? El este și mai direct și mai principial decât mine. Se adică poate. Pe el nu-l clatin sub nicio formă. Dacă are ceva în cap, dărâmă munții. Și poate fi greșit, dar până nu dărâmă munții și nu-i cade un pietroi în cap, nu se convinge. Apropo de asta, ce concesii a trebuit să faceți ca să ajungeți aici? Cu siguranță am stat mai puțin cu copilul meu decât ar sta orice mamă. Dacă n-am avut cum, l-am luat cu mine, dar nu i-am oferit copilăria aia alături de mama care să-și citească în fiecare seară povești, că eu nu eram acasă. Cine l-a crescut, bunica? L-am crescut împreună, și bunica mea, și eu, și taică-sul, cumva așa l-am crescut împreună, dar nu am acordat timp, așa cum văd eu acum, de exemplu, că este la mare modă ca mămicile să fie mămici și să-i ducă de mânuță, și eu n-am avut când să fac lucrul ăsta, deci am stat destul de puțin cu el și, în general, vieții de familie, eu i-am acordat mai puțin timp decât ar fi fost normal, nu deloc. Dar mai puțin timp decât ar fi fost normal, pentru că mi-am împărțit viața cu doamna asta. Doamna asta care e generoasă, v-a luat de mână și încă nu v-a lăsat, mă referim la scenă, normal, pentru cine nu pricepe. Ideea este să fiecare să-și găsească drumul său. Atunci când nu petrești timp cu copilul tău și el nu și-a găsit încă drumul, nu e în regulă. Tu trebuie să schimbi ceva. Al meu și-a găsit, dar multă vreme a ezitat și mi-am pus întrebări atunci. M-am gândit, bă, oare nu o fi vina mea totuși? Acum, cum să spun, după ce s-a dus soțul meu, Victor, cumva eu am preluat ambele roluri și atunci când preiei ambele roluri, uneori mai sar calul, ești mai permisiv, ești mai generos, ești mai ca să suplinești. Uneori asta poate să fie rău sau poate să fie foarte bine. Întâmplător, la mine a fost bine. Dar se întâmplă și să fie rău. Am putea să facem în foarte multe feluri finalul ăsta de discuție, dar totuși îmi vine să vă întreb dacă, având în vedere că emisiunea asta, seria asta se numește Rețeaua de Idol, dacă ați avut vreodată impresia că sunteți idolul copilului? Că sunteți modelul lui? Cred că da. Bine, nu v-ar spune niciodată, presupun. Nu, dar cred că da. Ați făcut ce trebuie în viață. Cred că da. Când o să vă întâlniți cu Al Pacino, o să vă gândiți și la noi? Spuneți totuși, cred că da. O să mă gândesc la toată lumea. Atunci când o să mă întâlnesc cu Al Pacino, mă întâlnesc. E mult spus că mă întâlnesc. Îl văd și eu pe Al Pacino în carne și oase și foarte aproape, ca masă lângă scenă. Wow! Asta înseamnă să fii vedet. Să-ți permiți un bilet. Cadou. Serios? Da. Cel mai frumos cadou. Deci am primit cadou de la impresarul nostru de afară, din Belgia. Doi, de fapt, sunt. Mi-au făcut cadou știind că îmi doresc asta. Mi-au făcut cadou acest bilet. Numărați zilele? Mi-e și frică.
L-am luat pe Fimiu cu mine, am zis, vino și tu cu mine să mă duci până la ușa acolo, că mi-e frică că nu găsesc, că nu mă descurc. Există o temă a conferinței pe care o va ține Al Pacino sau pur și simplu apare Al Pacino, se așează pe scenă și oamenii se uită la el? Și oamenii se uită la el, se uită la el și el vor, ce știu ce spune acolo, nu mai contează, pot să spună orice, că pe mine, eu cred că nici nu o să aud ce spune. Vă mulțumim foarte tare și... Mulțumesc și eu. Îmi doresc, nu mă interesează ce vă doriți dumneavoastră, sunt foarte egoist acum, îmi doresc să ne vedem după întâlnirea cu Al Pacino ca să ne spuneți cum a fost. Da, da. Și eu îmi doresc asta, să spun cum a fost, da. Mă văd cu Al Pacino. Mulțumim frumos. Să o țineți tot așa. Nu vă schimbați deloc. Că noi mulțumesc, vă iubim. Mulțumesc foarte. Exact cum sunteți.